oameni de milioane. Cu Toader Băun. Omul de milioane pe care îl cunoaștem în această săptămână la Europa FM este de milioane la propriu, a câștigat Românii au talent și este de o ambiție fantastică și deloc întâmplător în această săptămână am ales să o aduc la Europa FM pentru că a fost ziua copilului și este din acel val de copii care ne dau speranță și care ne arată că până la urmă totul va fi bine dacă ne punem încrederea în cine trebuie. Ana Maria Mărgean, bun venit la Europa FM! Bine v-am găsit! Ai fost deja la școală, te-ai întâlnit cu colegii, care a fost reacția lor după ce ai câștigat România au talent? Da, ieri am fost și eu la școală, mi-am văzut colegii, profesorii și toți m-au felicitat, am mâncat tort, șampanie, am sărbătorit, ce pot să zic. Simți tu cumva că s-a schimbat atitudinea lor față de tine acum că ai câștigat? Ei m-a susținut mereu și nu cred că și-au schimbat atitudinea. Sunt aceeași Ana, colega lor, de la grădiniță. Cum ai început tu să descoperi așa că ai talent și că ți-ar plăcea să fii pe scenă? Pentru ce am descoperit-o de acum un an, dar cant o fac de la 5 ani cu profesoara mea Ava. Am cântat în mașină melodiile de la radio și părinții mei au văzut că au ureche muzicală și m-au dat la lecții de canto. Și prima oară nu prea știam din muzică, dar mi-a plăcut și am continuat. Și uitați unde am ajuns, la România Talent. Iar ventilocia am descoperit-o acum vreo 2 ani, 3 ani și acum un an am început să fac și eu lecții. Am început în carantină. Și am combinat muzica și ventilocia și a ieșit un moment frumos. Da, mulți părinți se gândesc că ai lor copii pierd timpul când se uită pe YouTube. Înțeleg că tu așa ai descoperit această artă. Eu, da, am descoperit pe YouTube această artă. Am văzut prima oară la idolul meu, Terry Fader, care nu este doar un ventrilog bun, ci și un cântăreț și impresionează voci celebre. Și cum te-ai gândit tu că a trebuit să mergi pe drumul ăsta? Ce te-a atras? Pur și simplu, ventrilocia nu este o artă așa de practicată de multe persoane și am vrut să încerc ceva nou și mai diferit, așa. Bun. Acum că ai reușit să impresionezi pe toată lumea, ai luat și acel golden buzz, ai început să simți mai multă presiune, să înveți mai repede, să te dezvolți mai repede? Da. Acum că am câștigat, nu m-am oprit, fac în continuare acum. Am continuat canto, ventilocia și da, a trebuit să mă pregătesc repede în zilele acelea, între semifinală și finală. Am avut o singură săptămână la dispoziție, pentru că în săptămâna aceea a trebuit să merg de luni marți la repetiție, așa că am avut destul de puțin timp de pregătit, dar m-am descurcat. Cu ce gând te-ai dus tu acolo la show? Când ai intrat în concurs, la ce te gândeai? M-am gândit prima oară că totul o să fie bine și că momentul meu va ieși foarte frumos și voiam ca momentul meu să iasă frumos, dar uitați, am ieșit de acolo cu premiul România au talent, trofeul pe care îl țineam în mână. E greu? Da, este greu, dar nu contează asta. E foarte valoros. Bun, acum și la propriu și la figurat e trofeu greu pentru că ai stabilit deja un standard destul de sus, nu? Da. Te-ai gândit cumva ce vei face mai departe? Pentru că dacă ai talent și în zona asta de canto și în ventrilocie, sau cum se spune, în ce direcție te vei duce tu? Păi eu aș vrea să continui cu ambele. Aș vrea să merg în continuu tot pe muzică și pe ventilocie și aș vrea să, adică cum am combinat și la România Talent, aș vrea să continui așa cu ele combinate pentru că iese foarte frumos și aș vrea să ajung pe scenele foarte mari ale lumii. Ce au auzit părinții în momentul în care au descoperit pasiunea asta a ta? Păi prima oară când le-am zis că aș vrea să încep și eu să iau lecții de ventilocie. Lor le place când văd că
eu vreau să încerc chestii noi, așa că au zis da și m-au trimis la prima lecție de ventrilocie și ei, văzând că îmi place, au continuat să mă dea la lecții și mi-a plăcut. Ce ți se pare că e cel mai greu de realizat în această artă? Sincer, cred că totul este greu la început, dar vocile este de lucru și la voci și la gură să nu ți se miște, la mișcările păpușii și chiar la expresiile faciale ale tale, al ventrilocului. Adică este greu așa să faci un moment de ventrilocie și cu muzică este și mai greu. Cum ți-ai ales păpușile alături de care să vin spectacole? Cum să zic, a fost dragoste la prima vedere. Mi-a plăcut foarte mult pe Lizzie de când am văzut din prima dată și am zis, mama, putem să o luăm pe Lizzie. Și m-am gândit așa la numele acesta din prima, pentru că este un nume așa mai englezesc. Și Lizzie cam de acolo vine și e pe partea aceasta de America, îi place America și toate melodiile pe care le cântă sunt în engleză, îi place foarte mult soul, jazz. Deci cumva ea te-a antrenat deja pentru America's Got Talent, nu? Un fel de, da. Apropo, te-ai gândit să mergi la o altă ediție internațională a concursului? Cine știe, poate în viitor, da. Dar deocamdată mă bucur de acest moment frumos pentru că nu toată lumea are șansa aceasta să câștige România au talent și mă simt onorată că sunt câștigător România au talent sezonul 11 și vreau să le mulțumesc foarte mult și încă o dată să le mulțumesc telespectatorilor că m-au votat și că au avut încredere în mine să devin câștigător România au talent. Imediat după ce s-a aflat rezultatul, s-au închis camerele și ai plecat de acolo. Ce ai făcut? Nu am plecat de acolo, am stat mult, am băut șampanie, am făcut poze cu toți jurații, am petrecut și cu ceilalți concurenți, a fost foarte frumos. Adică n-am mai vrut să plec de acolo, pur și simplu voiam să stau acolo peste noapte. O să revenim un pic la partea asta cu ceilalți concurenți și momentul în care ai ajuns acasă, ai mai putut să dori de emoție sau deja îți făceai planurile cu următorul număr și ce urmează, ce voi face? Sincer, nu am mai dormit așa de mult, adică am dormit doar 2 ore, pentru că n-am măcar să dorm și eu acolo o oră și am ațipit așa 2 ore și pe urmă de dimineață m-am trezit și am mers la știrile Pro TV, dar deși n-am dormit decât 2 ore, nu m-am simțit obosită pentru că am fost încărcată cu emoțiile acelea mari de pe scenă și m-am simțit minunat. Care a fost prima persoană care te-a felicitat dintre cele apropiate? Păi frățiorii și susținătorii din public care erau la scenă acolo. Bun, hai să ne întoarcem acolo la scenă. Ceilalți concurenți cum au reacționat în momentul în care au văzut că Ana Maria Mărgean câștigă, nu ei? Păi au reacționat foarte bine. După cum vedeți, am îmbrățișat cu toții la sfârșit. Ce pot să zic? Și m-am simțit foarte onorată că m-am aflat printre ei, pentru că toți au fost foarte buni, momentele lor au fost extrem de spectaculoase și am avut multă concurență, ce pot să zic? A fost multă concurență în seara aceea, dar da, încă nu pot să cred că am câștigat premiul România au talent. Bun, drumul ăsta la Artei e bunul, cu suișuri, coborâșuri, nu prea e o linie așa lină. Da, adică câteodată mai trebuie să mai și greșești și nu contează, adică dacă greșești te ridici din nou, adică nu-ți încheia cariera acolo, continua, mergi mai departe. Apropo de nu-ți încheia cariera acolo, ți-ai făcut cumva și vreun alt plan în cazul în care pe latura asta artistică nu ies lucrurile așa cum îți dorești, te gândești sau te vezi făcând și altceva? Sincer, nu, pentru că asta îmi place să fac, sunt pe partea artistică și n-aș vrea să mă dau bătută niciodată și nici nu o voi face. Ai primit vreun sfat în timpul concursului care te-a ajutat? Am primit sfaturi de la cam toată lumea, adică și momentul meu a fost construit din cărămizi, așa, sfaturi de la toată lumea, adică sunt ascultătoare la sfaturi, cum să zic. Am primit sfaturi și de la profesorii de cantă de ventrilocie, de la familie, de la prieteni, pentru că și ele sunt foarte importante pentru mine.
Care a fost sfatul cel mai valoros pe care l-ai primit sau pe care simți că ai putut să-l folosești cel mai mult? Sincer, toate au fost importante și m-au ajutat foarte tare pe scenă acolo. Adică m-am gândit la sfaturile lor și sfaturile lor m-au dat emoție și văd că momentul a ieșit bine. Și... observ că ești foarte, foarte diplomată. Încerci să faci pe toată lumea fericită, dar poate la un moment dat vor fi și oameni care vor deveni invidioși pe ceea ce faci tu. Te uiți cumva și la comentariile mai puțin favorabile? Păi da, mie îmi place să mă uit să văd feedback-ul altor persoane și văd că sunt destul de bune comentariile. Deși mai găsesc pe acolo vreun comentariu din acesta, dar nu e nicio problemă și acesta mă ajută să îmi dau încredere în mine și mă fac să trag și mai tare, să muncesc și mai mult. Muncești, vorbești de muncă, 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 mergi la spectacole, repetiții. Mai există timp liber pentru tine? Există și timp liber pentru mine. Fac și școală, da, dar am timp și să ies pe afară, să mă joc cu frățiorii, merg cu bicicletele, cu trotinetele pe afară. Am un cățeluș mic, tocmai părinții mei mi-au făcut o surpriză ieri și am început să plâng de fericire. Este un cățeluș mic și stau toată ziua cu el și îmi petrec mult timp alături de el, mai ales că astăzi este 1 iunie și am liber toată ziua, cum să zic. Am stat cu el toată ziua și o voi face în continuare. Ce nume ai dat cățelului? I-am dat numele cățelului, el este băiat și am dat numele Buzz, de la Golden Buzz. Și te gândești să-l iei și în spectacolele tale viitoare? Aș dori chiar să fac și un moment cu el și am așa o inițiativă și aș vrea să lucrez la un moment cu cățelușul acesta, dar aștept un pic să mai crească. Deocamdată e un pui mic și... are lăbuțele roz, e așa mic, nici nu poate să meargă, e foarte firav așa și gingaș. Acum trebuie să-ți faci timp și pentru el să-l ajut să crească, să se dezvolte. Sigur că da, fac timp, dar trebuie să fiu responsabilă. Foarte bine. După Românii au talent, a venit și un premiu. Te-ai gândit ce faci cu el și nu mă gândesc doar la trofeu. Mă gândesc și la partea aia mai materială. Nu m-am gândit la așa ceva deocamdată. Cum am zis, mă bucur de acest moment frumos pentru că lucrurile bune și frumoase se întâmplă foarte rar, așa că mă bucur de acest moment frumos și probabil o să investesc în educația mea muzicală și nu numai. Probabil că o să le cumpăr și lui Tanti Stella, lui Nicol și lui Lizzy ceva pentru că m-au ajutat în călătoria mea la România Talent. Și frățiorilor mei, probabil să le cumpăr ceva. Și? Da, ți-am zis că-ți cumpăr și ție ceva. Machiaje? Poate machiaje. Haine? O să vedem, Lizzy. Avem timp să ne gândim, Lizzy, da? Ok. Da, Lizzy este moartă după machiaje și haine. Ea este foarte cochetă, așa. Și da, cum am zis, vreau să le cumpăr ceva la tuturor mai mult. Câte ceva mic, așa. O atenție, ceva susținătorilor mei care m-au susținut pe toată perioada acestui concurs. Și, da, o să văd. Adică, cum am zis, am timp să mă gândesc și am zis că mă bucur de momentul acesta. Da, să nu uiți să-l treci și pe Buzz, pe lista acum. A, păi da, pe el, normal. Bun, Ana Maria Mărgean, pentru oamenii care au un vis, dar le este oarecum teamă să-l urmeze pentru că se gândesc doar la piedici. Ce sfat le-ai da tu? Păi, nu poți să ai o viață perfectă, mai există și piedici, da? Trebuie să găsești o modalitate să le treci, pentru că nu poți să te împiedici și să cazi acolo, trebuie să te ridici și să continui, să mergi mai departe. Pentru că mai târziu ți se poate întâmpla ceva frumos și ar trebui să continui, adică să mergi mai departe și să uiți tot ce s-a întâmplat. Ana Maria Mărgean, îți mulțumesc pentru că ești omul nostru de milioane la Europa FM. Oameni de milioane. Like us. Cu Toader Paul la Europa FM.